Am ieșit la pedalat cu Badea Ghena pe zăpadă pe Reykjavik, sau cum s-o fi numind suburbia asta a lor. Am crezut că vin să le aduc primăvara, dar mai degrabă am mușcat o bucată de iarnă aici. N-am văzut atâta omăt, sau de fapt n-am văzut omăt deloc iarna asta. În Moldova sau Portugalia. Mergem în jurul lacului? De ce? Eu n-am crede că noi n-am stăm în jurul lacului pe biciclete. Și încă și râde de mine. Dar ridicăm dealul. Nu, uite, oamenii au ieșit la plimbare, câte doi. Zimbăreț. Să uita la mine dacă-s sănătos la cap. Ghena vine de urmă. Vă zis că nu-s sănătos, după ce... Vă zis că e, hai, vin cu tine. La nebunii suntem buni amândoi. De vreo 45 de ani. Hai claxon! Hai bagă-te, unde ți-i claxonul? Unde ți-i sonerie? N-am sonerie. Nici tu n-ai. Rușine și halal. La Almada, masa critică, să facem prima vinere a lunii. De seară. De exemplu. Așa că putem organiza și noi masa critică. Mobil Splacher sau cum îl cheamă pe cartierul ăsta al vostru. Dar nu cred că există, poate să existe de fapt masa critică Reykjavik. Băi, dar roțile-s bengoase dacă nu au lunecat deloc până acum. Sau omătul-i moale. N-am ajuns noi chiar pe gheață. Băi, ca și culorile de ucraienei. Albastru cu galben. Băi, dar eu îți mă închei la haină, că de-a-mi-i fric. Părea călduț, da? La vânt. Manușele trebuie să le pun. Prima dată mă filmez de unghiul ăsta. Camera fixată de cot. O, și madama cu schiurile. Se duce nu știu unde. Salută și aici, ca într-un sat mai mic. Madama cu schiurile. Nu știu dacă se vede.
Vrei înapoi? Spre oraș, fie de lup? Fără de urs? Chiar sunt urme de lup pe jos, auzi, de câini. Da? Am văzut urme de câini mari. Câini mari, da. Așele unde îți duc cu schiurile? Au vreo... Ups, scuze. Au vreo pârtie acolo? Pârtie nu e, dar ei fac o zonă. Dar tubul și ala ce? Aduce apă de sus sau o fie pârtie de bob? Caldă. Apa caldă. Da? Din vreun ghezer de sus? Zona aia dincolo, de muntele astea, din partea asta vin conexiuni de apă caldă. Hai, da, vai. Mă înveți tu pe mine, băi, luna trecută am pedalat 500 de kilometri. Dar tu cât ai pedalat luna trecută? Slabac. Băi, nu-ți strica drumul, băi. Hai, drumăraică? Hai. Dar stai să mă închei, că mi-e fric. Să-mi pun mănuși. Și noris peste muntele cel mare. Grostorg. Da? Și aici vântul o îndoiet, cred că. Trotuar încălzit. Ca să nu se adune zăpadă. În cartierele noi așa. Da? Dar tot pasă o astfel de podiet și lumea trece sub drum. Fără bătaie de cap. Eu mă opresc să mă închei și să mă îmbrac. E fric. Mai, dar ce frumos e curățit trotuarul la voi. Dar până nu trebuie mers pe carosabil, spate pe trotuar. Așa de mulți cetățeni, pietoni. Da. Și ții partea dreaptă tot timpul. Dar văd că nici trafic nu prea este. E margini de sat, ce vrei. Da. Satul capital, adică. Dar cum tot populația e vreo 350.000, vă dați seama că jumate, două treimi sunt capitală. Cam cât populația Iașilor sau Constanțe.
cumva să am impresia că o să reziste și pe următ. Să bagam și cărări necurățate. Dacă o să găsesc. La orizont deja vedem Reykjavik, centru. Biserica aceea iconică. Asta e centru în față, da? Centrul Reykjavikului. Da, din față. Da, unde e catedrala, se vede la orizont. Încă e în putere aici, lângă cercul polar. Hai, carosabia. Sol parc. La orizont se vede cu ochiul liber muntele, dar de pe cameră nu cred că se vede. Ce e în partea de jos? După pădure, în golul terenului golf. Aha. Auzăm că și în România e popular golful. Președintele au zis că nu e deloc sport exclusivist. Poate juca oricine. Dar președintele nostru e rupt de realitate. Aia, atunci nu era vorba de război, dar era pandemie și tot era inadecvat. Dar și individual golful nu trebuie un tandem cumva, nu? Da, dar unul în cap celălalt, Terențul este aici, da? Cel mai des joacă în familie. Deci, prefer să stea lumea în casă și să fie atrofiată și predispusă la boli. Ai jucat vreodată? Golf nu. Da, oina. Oina, da. Spune că e sport popular, dar n-am auzit pe nimeni să joace oina. În popor. Țurca, zbârca, am mai auzit. Chiar noi am jucat. La pepin. În copilărie. Grafa, care ziceam, nu e apropiată de oina. Da? Parcă zice mama. Parcă, da, poarta. Da. Ei, da, pe o măt nu joacă nimeni nic. Și cred că jumătate de an doar joc. Și joc și pe o măt? N-am auzit golf pe zăpadă. Aici? Da, o călebuță. Tot înainte, da? Da, da. Taxi cu serie VIP. VIP.
căsuțe modeste, raționale, ușor de încălzit. Unul are și încărcător electric. La mașină mai tind chiar doi, hop. Și am intrat și pe zăpadă. Uau! Nu știu ce zici, matale, dar... Ia cam șalunica. O leacă. Șamu. S-a terminat drumul și intrăm pe cărare, da? Hai. Să vedem dacă putem. Dacă răzbatem. Ca pe frânghie. Ca pe gard. Da, da, te-am mai după amiază. Și la tine roata din spate e cam dezinflat. Dacă duci la munte, trebuie să mai bagi. Zing, zing! Biserica. Care asta pătrată e biserica? Văd că are clopotnița alături, da. Religioși. E unii sunt religioși, da. Nu prea. Da. Laice sau tot e religioas? Aha. Loc de întâlnire, hub. De socializare. Chirca. Chirca lui Budri. A cui? A lui Budri. De ce așa-l cheamă? Nu intrăm și noi o leac, să ne pocăim, să ne spovedim. Nu? Dar și înglodate sunt mașinile celea mea. Zăpadă și baltoac, ce e acolo? De pe aici am trecut acum 5 ani. Da? Da, am ceva chiar la mult. Da, da. E câine rău, băi. S-o luat după noi? E la balcon, da. Ah, că n-au voie câine. Că era, dacă era de... N-au voie dacă sunt pe afară, da? Prostor. Băi, răbdări că vin băieți. De cicloșe.
defilatul, leacă vreo 5 km prin Reykjavik, capitala Islandiei. Bicicleta lui cumnatul Costea și însoțit de fratele Ghenari. Ne exprimăm și noi cum putem. Mă dai la dos? Dar și toată lumea are biciclete. Dar nu prea văd acum iarna să pedaleze.